Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din județul nostru pune la dispoziția interesaților noi locuri de muncă. Începând de astăzi, sunt disponibile peste 132 de oferte în județul nostru și peste 400 de locuri în străinătate. De la începutul acestui an, ca urmare a implementării Programului Național de Ocupare a Forței de Muncă prin intermediul AJOFM Mehedinți, 161 de persoane s-au angajat, dintre care 70 sunt femei. Ajutor de bucătar 1, administrator imobile 2, barman 2, casier 1, contabil 1, coafor 1, dispecer 6, diriginte de șantier 1, dulgher 7, economist 1, electrician 1 loc, firar betonist 4, finisori interioare 5, frizer 1, femeie de serviciu 7, gestionar 2, inginer electromecanic 1, inginer mecanic 2, inginer chimist 1, instalator 3 locuri, lucrător room service 1, lăcătuș mecanic 1, laborant 1, lăcătuș mecanic de întreținere 1 loc, măcelar 1 loc, muncitor necalificat în domeniul industriei ușoare 1 loc, textile, mecanic auto 1, necalificat pentru vopsitorie 1 loc, necalificat în construcții 5 locuri, muncitor necalificat în alte domenii de activitate 14, mașinist mașini, mecanică ușoară și grea 1 loc, necalificat în agricultură 1 loc, operator fabricare mezelul 1, operator confecționat îmbrăcăminte 1, ospătar 10, operator calculator 2, patiser 1, pompagiu 1, recepționer distribuitor 3 locuri, șofer 7, supraveghetor hotel 3, sablator 3, stivuitorist 2, sudor 1 loc, tubulator naval 1, tâmplar universal 3, vânzător 1, vopsitor industrial 4 și 9 locuri pentru persoanele care au calificarea de zidar. Diferite domenii de muncă îi așteaptă pe mehedințenii interesați să-și găsească locul de muncă potrivit în județul Mehedinți, dar și în toată lumea cu ajutorul rețelei EURES România. În ceea ce privește locurile de muncă vacante prin rețeaua EURES, ca o paranteză, rețeaua EURES este o rețea între toate serviciile publice de ocupare din spațiul economic european, prescurtarea vine de la European Employment Services. Deci prin rețeaua EURES, de la omologii noștri, de la serviciile publice de ocupare din țările membre, din spațiul economic european, în acest moment, prin rețeaua EURES România, există un număr total de 419 locuri de muncă vacante, după cum urmează. În Danemarca sunt 310 locuri de muncă pentru lucrători în agricultură și specialist IT. În Norvegia sunt 58 de locuri de muncă pentru medic, măcelar, dezosator, ghid, mecanic echipamente agricole, mecanic semiremorcă, mecanic auto, vopsitor auto, tinichigiu auto și zidar faianțar. În Suedia sunt 20 de locuri de muncă în domeniul agricol la cules de căpșuni. În Irlanda sunt 11 locuri de muncă pentru asistenți medicali și medici de familie. În Malta 5 locuri de muncă mecanic naval. În Polonia sunt 5 locuri de muncă în construcții dulgher, zidar și ferar betonist. În Germania sunt 4 locuri de muncă pentru șofer de camion, în Finlanda 4 locuri de muncă pentru apicultor, tinichigiu și operator procesare miere și în Belgia 2 locuri de muncă pentru coordonator, compartiment, angajament, clienți. Toate aceste informații sunt disponibile și pe site-ul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă www.aneofm.ro/eures. În ceea ce privește ofertele de serviciu, există un număr de 132 de locuri de muncă vacante. Șomerii pot consulta aceste oferte la sediile agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă din Mehedinți.